Bună ziua și bine v-am găsit la ediție specială. Astăzi am invitați în platou pe doi colegi de breaslă, Ștefan Ciocan, senior editor la Glasul Hunedoare, și Volodia Macovei, reporter, redactor pe Politic la Ziarul Hunedoreanului. Bună ziua, bine ați venit. Bună ziua, bine te-am regăsit în altă formulă. În altă formulă, la altă televiziune și cu alt aplomb. Avem o știre de ultimă oră, pentru că subiectul emisiunii de astăzi este unul politic. Avem o știre de ultimă oră care spune așa: doi senatori UNEPR au depus la Comisia de Cod Electoral un amendament la legea electorală care prevede, așa zice amendamentul, comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. Este, aș cataloga-o drept o bombă pentru lumea politică, pentru că tot ceea ce vedem în aceste zile, toată această vânzoleală și toate aceste transferuri, unele dintre ele neașteptate, altele de-a dreptul hilare între partide, de oameni între partide, s-au bazat pe faptul că alegerile locale vor avea loc la termen, iar cele parlamentare tot așa. Dacă există vreo posibilitate ca amendamentul depus de cei doi senatori UNEPR să fie adoptat, personal mă îndoiesc de acest lucru, s-ar reseta întreg acest joc, această țesătură de culise făcută de partide în plan local și evident la nivel național. Sper că îl avem la telefon pe domnul Haralabie Vochițoiu, senator UNEPR. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua tuturor! Bună ziua, domnule senator! Am înțeles că un domn pe nume Popa, colegul dumneavoastră, senatorul UNEPR, și, nu știu, din păcate îmi scapă numele celui de-al doilea, au depus la Comisia de Cod Electoral acest amendament prin care se dorește comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. Sunteți la curent, bănuiesc, cu inițiativa celor doi? Da, știu că au depus, da. Așa. Și părerea dumneavoastră despre acest amendament pe care cei doi îl supun aprobării Parlamentului? Nu cred că acest amendament va întruni majoritatea voturilor colegilor noștri, pentru că sunt și argumente contra. Dar sigur că fiecare parlamentar are dreptul la inițiativă legislativă și, în concluzie, fiecare poate să-și o exercite. Nu comentez în niciun fel acest amendament, doar că, vă repet, nu cred că va întâlni majoritatea colegilor noștri. Alegerile generale au altă logică, alegerile locale se adresează altor obiective. E adevărat, din punct de vedere al economiei materiale, a faptului că nu e bine, într-adevăr, asta și eu cred că prea de multe ori, în fiecare an să avem câte un scrutin, ne și scoate din logica aceasta unor acte legislative bine făcute. Cred că ar putea fi făcute mai puține rânduri de alegeri, dar chiar să le comasăm pe cele locale cu cele generale, mi se pare cam mult. Dar acum, fiind colegii dumneavoastră de partid din UNEPR, bănuiesc că, vă întreb, dacă există vreo coerență în interiorul UNEPR-ului referitoare inclusiv la aceste inițiative legislative pe care le au unii sau alții. Nu vă puneți de acord măcar între membrii Senatului, dacă nu cumva între parlamentarii aceluiași partid, în privința unor astfel de inițiative politice? Pe marile teme, bineînțeles că ne punem de acord. Păi e o temă majoră, mă scuzați. E o temă majoră. Ea nu va deveni majoră decât atunci când există un grup mai mare de parlamentari care văd așa. Atât timp cât vorbim de doi oameni din 580, nu e majoră. E o temă secundară și e o părere mai mult personală, să zic așa. De exemplu, astăzi am avut proiectul primului loc de muncă. Un proiect al UNEPR susținut în integralitate de UNEPR, dar care l-am făcut să fie votat astăzi de toți parlamentarii, de toți senatorii, pardon. A fost o dezbatere în Senat. Un proiect de lege definitoriu pentru Uniunea Națională pentru Progresul României. Și mai avem câteva. Votul de la 16 ani, acum introducem în dezbaterea publică a 13, a pensie. Deci aceste proiecte legislative mari, cu impact major asupra populației, le dezbatem și sunt asumate.
Deci pe cei doi nu știți ce i-a apucat, practic. S-au trezit ei cu acest proiect de lege. Șeful nostru, domnul general Oprea, spune că partidul nostru este cel mai riguros dintre toate partidele. Dar iată că... Avem și noi gradul de libertate binevenită. Gradul de libertate care până unde merge, că sărim un pic la un subiect ceva mai local? Au voie consilierii locali UNEPR să voteze așa cum le dictează conștiința și interesul cetățeanului? Sau trebuie să voteze așa cum s-a stabilit în interiorul partidului? Și mă refer explicit la cei doi consilieri de la Hunedoara, domnul Mujic și domnul Mărginean, care au fost excluși, înțeleg, astăzi din UNEPR, pentru că au votat conform indicațiilor pe care dumneavoastră le trasați. Vă răspund concret la întrebare. Întotdeauna consilierii UNEPR trebuie să voteze în conformitate cu interesele cetățeanului. Când conștiința lor este influențată de primarul în exercițiu și vine împotriva intereselor cetățenilor din localitatea respectivă, intervine partidul și discutăm. De data aceasta, fiind un proiect controversat, am avut o discuție în interiorul partidului în care am căzut de acord că nu vom susține acest proiect. Pentru că mai este un grup foarte mare de hunedoreni care nu doresc acest proiect. Ce înseamnă foarte mare? Noi n-am spus, păi foarte mare, acum n-am indice ca de mărime, nu știu, 10, 50, 1000, 2000. Sute, nu 50. Locuitorii Hunedoare sunt vreo 60.000, dacă nu peste, conform recensământului din 2012. Sunt cartierele afectate de acest proiect, nu vorbim de trei municipii. Bănuiesc că pe pietonală, că despre pietonală era vorba, mai circulă și de prin alte cartiere, sau nu mai au voie în fața blocului să circule. Vă spun ceva, dacă vreți să vă înscrieți în UNEPR, continuăm discuția aplicată. Doar ca interes public, așa, că... Eu nu m-aș înscrie în UNEPR din... Dați-mi voie să vă răspund. Dintre alte, din motivul ăsta, că eu gândesc cu capul propriu, domnul Alain Bochițor. Deci dacă vreți să continuăm discuția la modul politic, intrați în Consiliul Municipal sau într-un partid. Dacă mă întrebați ca reprezentant al telespectatorilor dumneavoastră, vă răspund așa. În urma discuțiilor în partid, în alianța PSD-UNEPR și ținând cont de interesul hunedorenilor, am hotărât că nu vom susține acest proiect deocamdată pentru că nu erau clarificate trasee și așa mai departe. Consilierii noștri, doi dintre ei, din păcate, au mers alături de voința primarului Arion și atunci, încălcând ceea ce discutaserăm în alianță și ceea ce promiseserăm hunedorenilor, și-și asumă asta politic. Le-ați promis că nu le faceți pietonală și v-ați ținut de cuvânt sau ce? Le promiseți. Vă rog, are și colegul meu, dacă îmi permiteți, o întrebare pentru dumneavoastră. Ștefan Ciocan, sunt. Bună ziua, domnule senator. Vă salut, domnul. Am o nelămurire. Consilierii a doi nu erau hunedoreni? Erau hunedoreni. Nu știu dacă au votat pentru Arion. Adică aici discutăm despre un proiect, nu despre Arion sau Bucuruțan. Indiscutabil au votat cu Arion, ceea ce nu e... Nu, stați un pic, n-au votat cu Arion, au votat pentru un proiect. Dar ascultați-vă ce aveți încredere în mine. De asta l-am și rugat pe domnul primar să înțeleagă sacrificiul făcut de ei, că au rămas în afara UNEPR și să ia pe listă la el. O secundă. Să spuneți bun. Pe logica deci, dumneavoastră... Numai un pic, dați-mi voie să vă spun. Pe Mujic, domnul Mujic, pe domnul Mărginean, eu, Cochitoara Lambie, i-am pus pe lista de consilieri în 2012. Și țin la ei, sunt prietenii mei. Doar că politic trebuie să respecte voința electoratului și decizia partidului. Punct. Bun, deci pe logica dumneavoastră au votat cu Arion... Și n-au votat cu Bobăuțanu. Hunedoreni. N-au votat cu Bobăuțanu. N-au votat cu hunedoreni. Păi stați un pic, ei sunt hunedoreni, da? Au fost aleși de hunedoreni. Ei au primit votul pe acea listă, nu dumneavoastră, domnule Vochițoiu. De ce nu-i lăsați atunci pe ei hunedoreni să decide cum este mai bine pentru hunedoreni? Deci, încă o dată, inteligența noastră mă pune în dificultate. Dar cei care ne privesc sau ne ascultă vor înțelege și sunt convins că de asta... Și crește UNEPR-ul în sondaje, pentru că UNEPR-ul vrea să facă alături de PSD
să repare ceea ce PNL-ul, PDL-ul și alte partide au stricat în țara asta. Aveți încredere în noi? Păi erați alături de PDL, domnul Vochiță, erați alături de PDL în guvernarea Boc. UNPR-ul, da, eu... UNPR-ul, păi discutăm acum de UNPR. Da, păi am făcut precizarea asta. Sau vreți să discutați despre transens politic, dacă... Spuneți că PDL-ul au stricat. UNPR-ul a fost, da. Păi UNPR-ul a fost acolo când a stricat PDL-ul. Nu. Verificați, vă rog, e important ce m-ați întrebat acum. La votul acela în care s-au tăiat salariile, pensiile oamenilor, UNPR-ul nu a participat la aceste nemernicii. Verificați, vă rog, e foarte important. A susținut guvernul Boc, a făcut parte din guvernul Boc. Bine, au votat alături de guvernul Boc atunci când se făceau lucruri bune, dar la tăiarea de pensii și la alea am vorbit eu cu domnul general Oprea și mi-a confirmat că n-au fost acolo, ca să știe toată lumea. Să nu încurcăm borcanele. Dar revenind la cei doi consilieri, nu vă faceți probleme. Eu sper ca domnul Arion să înțeleagă încă o dată sacrificiul lor și să ia pe liste, că sunt oameni cum se cade. Doar că în UNPR nu mai au loc în momentul în care au încălcat ceea ce am discutat împreună. Și vreau să vă spun așa, că vom face, bine Bobouțanu primar, dacă vom fi în alianță, dacă nu vom merge în alianță, UNPR-ul va da el un primar bun pentru UNEDORA și vom face lucruri bune acolo. Aveți încredere în noi. Bun, vă mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Așa și eu, ori de câte ori aveți nevoie, cu mare drag. Păi o să vă tot deranjăm că această emisiune e... Îmi face plăcere, chiar îmi face plăcere. Vă mulțumim foarte mult, vă doresc toate cele bune. Am să vă rog pe colegii mei din regie să ia următorul telefon cu domnul deputat Bogdan Țâmpău pentru a afla și poziția partidelor aflate, partidelor. PNL-ului, respectiv a organizației a unui reprezentant al hunedorenilor, referitor la această tentativă a UNPR-ului prin doi senatori, care a depus, repet, la Comisia de Cod Electoral o inițiativă legislativă de comasare a alegerilor parlamentare cu cele locale. Aș vrea să trecem mai departe, fără să punctez o chestie simplă. Apropierea alegerilor face ca partidele politice să ia decizii radicale. Decizia asta, sau au mai fost derapaje la vot la consilieri locali, dar se ia foarte greu decizia de a exclude din partid. Excluderea din partid este pentru abateri uriașe. Acum că un consilier local a votat într-un fel, într-un proiect care până la urmă este o investiție într-un municipiu, nu mi se pare atât de grav încât să-l dai afară din partid. Bă, de aici discutăm, adică atât de ușor folosim interesul cetățeanului. Păi de unde știe Vochițorul exact. Că e interesul exact. Cetățeanului să facă pietonală, să nu se facă pietonală? Dar adică... și decizia este radicală. Adică... Nu, da, se invocă mulți cetățeni. Ce înseamnă mulți? Ai un studiu sociologic, ai un sondaj de opinie. Cetățenii ai... unui oraș, cel exact. Puțin. Nu, deci e evident ceea ce zicea Volodea. E o decizie radicală luată pentru, nu știu, a securiza partidul și a arăta un cartonaș roșu tuturor celor care doresc foarte aspre și impune o dictatură în front. Impune o dictatură de partid. Se pare că UNPR-ul este nu e un sat fără câini, știi? Doar că erau câinii detașați la DEVA să-l mânce pe mușii când cei doi au depus proiectul, amendamentul lor acolo. Domnul deputat PNL Bogdan Țâmpău la telefon, luăm foarte repede acest telefon, domnul deputat are multă treabă acolo și vă mulțumim pentru prezența în emisiune, domnule Țâmpău. Bună ziua, domnul Berna, bună ziua invitaților și telespectatorilor din aur. Sunteți la curent cu această știre, doi senatori UNPR au depus, repet, la Comisia de Cod Electoral un amendament pentru comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare. L-am avut mai înainte prin telefon pe domnul senator Harlabie Voghițoiu și care a spus că inițiativa celor doi nu a fost discutată în partid și că personal se îndoiește de reușita acestui amendament la legea alegerilor. Dumneavoastră, ce opinie aveți? Sunt la curent cu această inițiativă, deoarece mi-ați spus dumneavoastră cu câteva minute înainte. Acum chiar toate anunțăm din ușă în ușă. Chiar toate inițiativele parlamentare, credeți-mă că sunt un pic mai greu de monitorizat. Nu, dar cred că era una... Cred că e una importantă prin efectele ei, dacă ar fi adoptată. Dacă n-ar fi neconstituțional, ar fi efecte extrem de importante, dar propunerea este neconstituțională.
Lungimea mandatelor alegerilor locali și a parlamentarilor sunt prevăzute în Constituție și nu pot depăși pentru aleșii locali nu pot depăși 4 ani de zile. Deci dacă am avut pe 11 iunie 2012 alegerile locale, ele vor avea loc din nou în prima duminică posibilă, pe 12 iunie 2016 vor fi alegerile locale. Da? A existat o propunere de comasare a alegerilor și în mandatul trecut. O propunere înaintată de fostul de parlamentar din fostul Partid Democrat Liberal. Exact. Chiar era dată ca sigură această comasare a alegerilor și multe partide și-au făcut strategia pe baza acestei presupuneri că vor fi alegeri comasate, locale cu parlamentare, și de asemenea foarte multe partide au pierdut, mai ales PDL-ul. Iar acea propunere legislativă a fost declarată neconstituțională de către Curtea Constituțională. La fel cum va fi declarată, am convingerea, și această propunere, deoarece încalcă una dintre prevederile clare ale Constituției. Ceea, dacă într-adevăr este o temă, comasarea alegerilor locale cu alegerile parlamentare, este o temă legitimă. Dar aceasta, realizarea acestui deziderat, impune câteva lucruri. Unul la mână, un consens la nivelul întregii clase politice. Doi la mână, modificarea Constituției în vigoare a României. Deci nu este un demers atât de facil cum pare la o privire mai puțin... Care poate fi făcută prin un referendum. Nu, nu-i chiar așa. Vreau să-l contrazic pe domnul deputat. Da. Vă rog, pentru că dacă ar exista voință politică, ar putea scurta mandatele deputaților să vină la alegerile locale, fără să lungească mandatele aleșilor locali, și nici în Constituție nu scrie că mandatul deputatului nu poate fi mai mic de 4 ani. Bănesc că e domnul Ciocan acolo, da, dacă v-a recunoscut bine vocea. Da, da, da. Bineînțeles, presupune ceea ce spuneți dumneavoastră, presupune demisia în bloc. Da? Singura posibilitate legală este demisia în bloc a tuturor parlamentarilor. Da? Acum... Sau modificarea legii electorale. Nu, domnule, în Constituție spune care este lungimea mandatului parlamentar. Maxim de 4 luni. Spune de 4 ani. El poate fi singura prevedere care ține de lungimea mandatului parlamentar este posibilitatea ca acest mandat să fie prelungit cu un maxim de 3 luni până la organizarea de alegeri. Dar din punct de vedere legal, singura posibilitate pentru ca aceste alegeri să fie comasate fără a modifica Constituția în vigoarea României, da? Este ca Parlamentul care este în acest moment, parlamentarii care sunt în acest moment membri ai Parlamentului României, nu știu, să-și dea în bloc demisia, că altă posibilitate, din punct de vedere legal, nu există. Dar, cum să spun, oricât de mare ar fi plăcerea de a dezbate lucruri principiale, poate că domnii de la UNPR ar putea să se preocupe, mai ales că fac parte din majoritatea care asigură în acest moment susținerea guvernului Ponta, cu lucruri care le stau la îndemână și lucruri care sunt posibile din punct de vedere legal. Ar putea să se preocupe, spre exemplu, cu schimbarea, dacă tot îi preocupă schimbarea legii electorale, cu adoptarea modificărilor propuse de către Partidul Național Liberal, astfel încât votul prin corespondență să poată să fie aplicat anul viitor. Și să nu depășim data de 1 noiembrie, dată după care o astfel de modificări în legislația electorală nu vor putea să fie puse în practică anul viitor și românii din diaspora să fie din nou în situația în care să nu le poată fi garantat dreptul de a-și exprima votul lor. Da, tocmai afirma domnul senator Harlambie Vochițoiu că la UNPR e ca la armată. Dacă domnul general spune faceți așa, așa fac. Așa încât vă spun ca la lunetiști, așa. Nu mergeți cu infanteria, țintiți direct la domnul general, dacă îi convinge pe colegii sau, mă rog, subordonații săi de partid, că înțeleg că acolo e o structură militarizată, să voteze pentru modificarea legii astfel încât să fie adoptat votul prin corespondență,
dacă îți convingeți pe domnul Oprea, convingeți o întreagă structură de partid. Deci acolo trebuie acționat. Noi acum discutăm despre inițiativa legislativă a doi senatori UNEPR. Da, care da? Înțeleg că s-au trezit care, pe logica, pe logica, din baie, așa pe că... logica înainte menționată nu ar fi avut loc dacă n-ar fi avut susținerea domnului general. Înțeleg că da? Niște rătăciți. Nu se mișcă fără ordinul generalului. Poftim? Au mai sărit gardul și ei, nu? Da, înțeleg că sunt niște rătăciți, cam așa ne explica cuvinte mai plastice domnul senator Vopițoi. Da. Înțelegeți? Deci e frumoasă dezbaterea asta, dar din păcate nu are o finalitate practică și totuși stă la îndemâna noastră să avem demersuri cu o finalitate practică imediată și chiar necesară, cum ar fi adoptarea modificărilor codului electoral, astfel încât votul prin corespondență să poată deveni realitate de anul viitor, din toamna anului 2016. Au avut efect banderolele albe pe care le-ați purtat pe mână, au început să plângă cei de la PSD, cei de la UNEPR, s-au lăsat impresionați de... Nu, dar uitați că se vorbește despre această temă și asta este exact efectul care îl doream de la aceste banderole. Să atragem atenția asupra unui fapt care, cum să zic, care din păcate în acest moment este împietează asupra exprimării dreptului de vot a românilor din diaspora. Dacă mâine ar avea loc din nou alegeri parlamentare, nu există niciun fel de motiv care să ne facă să credem că nu s-ar putea repeta scenele care au avut loc în toamna anului trecut la alegerile prezidențiale. Ar trebui să vă bucurați că a câștigat candidatul dumneavoastră. Asta, câștigarea alegerilor, e un motiv de bucurie. Faptul că concetățeni de ai noștri nu au putut să-și exprime un drept, să-și exercite un drept garantat de Constituție, nu are cum să fie un motiv de bucurie. Faptul că toate forțele politice au fost la Cotroceni și și-au luat angajamentul că vor adopta modificările de legislație, astfel încât un astfel de lucru să nu se mai întâmple pentru niciunul dintre cetățenii țării noastre. Iar după aceea, când ne-am întors în Parlament, unii se țin de cuvânt și alții trag mâța de coadă, da? N-are cum să fie un motiv de bucurie, mai ales când cei care trag mâța de coadă în acest moment asigură majoritatea pentru guvernul Victor Ponta. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiune. Și eu pentru... vă mulțumesc și spor la dezbateri pe mai departe. Vă mulțumim. Chiar fac un apel la dumneavoastră, că sunteți formatori de opinie, să faceți mai departe diligențele care vă stau la îndemână, astfel încât acest proiect de modificare a legii electorale să fie măcar în atenția parlamentarilor din Hunedoara. Vorbiți despre votul prin corespondență? Nici de cum? De ce au zis cei doi rătăciți? Celalte este așa o fantasmagorie. Da. Putem vorbi și despre rezervația de unicorn din Munții Carpați. Dar despre votul prin corespondență, care este ceva tangibil, palpabil și poate fi făcut în cel mai scurt timp și trebuie adoptat până la 1 noiembrie, este un demers în care chiar v-aș invita să vă implicați și dumneavoastră ca și formator de opinie. Vă mulțumim încă o dată pentru participarea la emisiune. Și eu vă mulțumesc. O zi bună tuturor. E evident ceea ce era evident de a bun început, nu știu, pentru cei doi senatori UNEPR, nu era atât de evident că trebuia, era necesară o modificare a Constituției sau, lucru absolut utopic, scurtarea mandatului parlamentarilor, adică o demisie în bloc. Sau pur și simplu de cei doi senatori, până acum n-au auzit nimeni și de acum va auzi probabil o țară întreagă, sau multe alte lucruri pe care le lovești cu mantă ca să ajungă bila în gaură în care da, mai este și altceva care trebuie spus, oamenii trebuie să înțeleagă, cei care nu sunt foarte apropiați de mediul ăsta parlamentar și cum se lucrează acolo, trebuie să înțeleagă un lucru, că studiind propunerile legislative pe care le fac sutele noastre de aleși, mai mulți decât în Germania, sunt uneori atât de infantile, atât de lovite de inutilitate și sunt extrem de multe. Ele încarcă agenda parlamentară în mod inutil. Și asta face parte dintr-un gest de veleitarism. Hai să facem și noi o propunere, că avem dreptul.
cum a spus domnul Vochițoiu. Păi au dreptul că sunt nu știu ce. Bine, eu l-aș întreba acum, mi-a venit ideea când era în telefon, l-aș întreba cei doi vor fi dați afară din UNPR, pentru că gestul lor este mult mai grav. Atentează la Constituție, la ordinea, la ordinea de drept din stat. Am și așa mai departe. Nu cred că acolo nu-i stat fără câine, nu cred că cei doi au făcut. Dar asta vreau să spun ca să înțeleagă și telespectatorii, că în Parlament sunt foarte mulți parlamentari, mai puțin isteți, să spunem așa, sau aplicați, care știu și mai puțină carte, care propun tot felul. Unul a propus ceva, o lege care să fie valabilă pentru berăria lui nevastă sa, altul a propus să fie ziua mersului pe jos și ziua omului care merge cu mâna stângă pusă în buzunar și așa mai departe. Deci face parte din asta. Tocmai de aceea, dar uite că se transformă într-o bombă pentru că atacă un punct sensibil, sunt alegerile, vine an electoral. Trebuie să discutăm despre asta. Păi și așa e vânzoleala care este de nu mai știe unul când pleacă din cafeneaua cu care tocmai a bătut, în care tocmai a bătut palma cu niște conspiratori dintr-un partid. Când iese afară din cafenea la colț, l-așteaptă altul de la alt partid, care îl trage în altă cafenea, unde se înțeleg asupra unui alt proiect politic, așa zic acum, așa încât nu mai știe în momentul de față niciunul dintre partidele clasice, să le spun așa, nu astea apărute peste noapte și vorbi și despre ele, despre, din partidele astea clasice, dacă se mai poate baza sau nu pe, în primul rând, pe primarii pe care are, că aici e durerea cea mare. Deci totul s-a stricat în momentul în care a apărut această struță, o cămilă numit USL, care USL-ul a distrus efectiv, dacă mai era ceva de distrus, clasa politică românească. Și toate încurcăturile și toate orgolile pe care le vedem acum vin de la acest USL. Pentru că au intrat unul pe liste, s-au despărțit, acum nu poți să dai un consilier afară pentru că automat vine în locul lui alt consilier de la partidul care acum este în opoziție și atunci erau frați. Și același lucru se întâmplă și cu alianțele în foarte multe zone din țară, s-a mers în alianță UNPR-PDL, pentru că domnul Vochițoiu spune nenorociția de la PDL, dar ei au fost în alianță cu PDL-ul. Și au intrat pe liste comune cu PDL-ul în Consiliul Județean și în consiliile locale din județul Hunedoara, cel puțin. Da, povestea este că USL-ul, de fapt, a dat o palmă puternică ideii de clasă politică responsabilă în România. De ce? A încurcat doctrine, a încurcat linii politice, a încurcat programe politice. Ca o continuare a USL-ului a venit un nou hibrid aberant, adică ai luat două partide care s-au scuipat pe stradă și au dat în cap și au rupt afișele, s-au bătut, s-au reclamat pe la parchete, PDL-ul și PNL-ul, și i-ai luat acum și ai pus într-o singură oală ca, deci mă cântec ăla, ca doi brazi într-o tulpină. Da, și din spate sapă un partid liberal care este de partea PSD-ului. Conjunctural de partea PSD-ului. Nu se știe niciodată că adevărurile pe care le afirmă politicienii astăzi s-ar putea ca peste jumătate de oră să nu mai fie valabile. Și am avut nenumărate cazuri. Am să-i întreb pe colegii mei din regie dacă au știrea pregătită cu invitatul de ieri. Aș vrea să le reamintesc celor care eventual au pierdut emisiunea de ieri. A fost invitat Mircea Muntean, deputat PSD, cât de incredibil ar părea. Avem știrea și o vom difuza ca să vedeți chiar miezul discuțiilor care s-au întins pe două ore, să vedeți miezul discuțiilor și după aceea să povestim despre lungul prilej de bârfe și de ipoteze pe care prezența lui Mircea Muntean în acest studio le-a generat. Haideți să vedem știrea. Mircea Muntean a declarat în cadrul emisiunii ediție specială că va candida la primăria Devei, indiferent dacă va avea sau nu susținerea Partidului Social Democrat. Întrebarea esențială. Candidați pentru un mandat de primar al Devei anul viitor? Evident că candidez. Am gândul ăsta și dorința asta am avut-o exact din ziua când am urcat sus pe cetate și am anunțat: eu nu mai candidez la DEVA și vreau să candidez la Consiliul Județean. Dar în același timp vreau să stau alături de DEVA.
Prezent la ultima conferință județeană a PSD, actualul șef al formațiunii, Liviu Dragnea, a exclus sec candidatura lui Mircea Muntean, dar acesta spune că e vorba de un alambic cu declarații care nu ține de decizia finală. Voi merge la Dragnea și voi spune, băi Dragnea, păi eu mă numesc Mircea Muntean, mă. Eu la reacția ta că nu mă pui pe listă, prima dată îți răspunde, am râde ciop de oala spartă, mă. Tu ai o condamnare de un an și eu mai am una de un an, că tu mai fi rămas din vechea condamnare. Cu ce ești mai ușor la tine? Nu s-a terminat. Ca nu știu, da, nu știu ce se întâmplă cu tine. Sau ce vii să spui tu la Hunedoara? Vino și spune-le la Deven. Probabil că el o fi un politic mai bun decât mine și o fi zis, bă, îl băgăm din nou la un EPR și îl punem candidat de primar pentru Alianță. Bravo! Bravo! Probabil că voi accepta dacă asta... Vor, că nu mă deranjează, dar vreau să mi-o spună într-o săptămână. Dacă nu, atunci eu le spun, băieți, puneți-vă candidatul. Mircea Muntean susține că în discuțiile din interiorul conducerii organizației municipale DEVA PSD, candidat la primăria DEVA după trecerea lui Mircea Muntean pe banda de rezervă ar fi Dacian Lavu, copilul șefului poliției locale Ilie Lavu. Preconizez cine ar fi candidatul. Băiatul lui Ilie Lavu. Fostul primar, ca să lege puțin de tradiția istorică a tatălui, care cât de cât, nu, cum a fost și el, are câteva voturi. Ei, dacă asta o vreți și asta faceți cu mine, atunci dați-mi voie să vă spun, eu candidez. Așadar, asta a fost esența prezenței lui Mircea Muntean ieri în acest platou. Despre ipotezele și scenariile politice pe care le-a generat prezența deputatului PSD în la această televiziune, vom discuta cu colegii mei, dar vreau să vă spun doar atât, pe finalul știrii pe care tocmai ați văzut-o, Mircea Muntean afirma că dacă PSD-ul nu-l susține și nu-l dorește, este pentru că PSD-ul și-a propus, așa pe ascuns, în subteran, se coace un candidat, surpriză din partea PSD-ului, un candidat fantomă care ar trebui să îndeplinească rolul de iepuraș, astfel încât să-i netezească actualului primar, Petru Măginean, drumul spre un nou mandat. Și nominaliza Mircea Muntean pe domnul Dacian Lavu, fiul fostului primar din perioada comunistă al Devei. Evident că astăzi de dimineață l-am sunat pe Dacian Lavu pentru a afla chiar de la el dacă intenționează să candideze. Răspunsul a fost următorul și încerc să reproduc cât mai fidel ceea ce mi-a spus domnul Dacian Lavu, care de altfel era puțin răgușit, probabil era și, nu știu, bolnav, virusat. Dacian Lavu mi-a spus așa, nici măcar nu m-am gândit vreodată la posibilitatea de a candida la primăria Devei. Dar mi-te să mai și vorbesc cu cineva despre asta. Nici măcar n-am auzit vorbindu-se despre o posibilă candidatură a mea la primăria Devei, ceea ce e evident că nu putea să audă, de vreme ce nici măcar el nu se gândise la așa ceva, nici o propunere nu a fost făcută în acest sens. Așadar, capitol încheiat cu... nu știu, cum să zic, acest trasor al lui Mircea Muntean în stilul propriu. Chiar atât de încheiat, pentru că dacă nu o fi auzit Lavu, eu am auzit în zona PSD-ului discutându-se despre acest Dacian Lavu ca un posibil candidat al PSD-ului la primăria Deva. El de altfel înțeleg că este în structura PSD-ului este ca trezorier este al partidului. Este activ în structura PSD-ului și încă o dată spun, am auzit voci înalte și nu în sensul de tonalitate, ci de funcție din cadrul PSD-ului care discutau despre o posibilă candidatură a lui Dacian Lavu la primăria Deva. Deci Mircea Muntean n-a scos chiar din joben și tind să cred că de fapt Dacian Lavu este cel care n-a vrut să recunoască. Pentru că n-aveam cum să aud eu să n-aud de el. Orice e posibil. Experiența timpului arată că așa cum scriam astăzi așa într-un colț, Mircea Muntean are el defectele lui și e un pic mai atipic, să spunem așa, dar de obicei este cunoscut ca cel care sparge secretul lui. Dacă i-a spus cineva ceva din interiorul partidului, el imediat a dat-o. Chiar cu, cum să spun, cu un pic de
ură, așa, cu un pic de... Hai să o spun. Da, e o informație în premieră, da. Nu știu, atunci... Adică m-ar mira s-o fi lansat, numai s-o fi copt el undeva în propria bucătărie. Eu nu vreau să-i dau credit mai mult decât are nici lui Mircea Muntean, sigur, decât merită, nici lui Mircea Muntean, nici domnului Dacian Lavu. Nu fac decât să reproduc cât se poate de fidel ceea ce mi-au spus cei doi. Evident că în politicieni, în general, asta e, nu vreau să fac generalizări de genul toți sunt hoți, toți sunt mincinoși, dar nu pot să ai încredere în totalitate în afirmațiile lor, mai ales, mă rog, ca jurnalist, că asta trebuie să le punem sub semnul întrebării orice afirmație. Nu, singura treabă omul prea sincer. Tristă aici, mă rog, sinceritate de politician, cum zicea. Exact, exact. Singura treabă tristă aici este că în cazul în care Dacian Lavu va fi scos până la urmă candidat, nu discutăm despre o înnoire a clasei politice, nu discutăm despre un tânăr, din câte îl cunosc eu, cu potențial și deștept, care ar putea să vină în fruntea DV, ci discutăm despre un iepuraș pe care PSD-ul va scoate în față în urma unui brat cu actualul primar. Asta era și ipoteza pe care o invoca aici este trist, pentru că acest tânăr Lavu, făcând abstracție de faptul că tata lui a fost primar comunist sau că nu știu, acum este șeful poliției locale ținut oarecum împotriva voinței PNL-ului de către primar, făcând abstracție de asta, este totuși un tânăr, eu îl cunosc. M-am interesat de câteva ori, și chiar este un tânăr bisteț. Da, e mediu de afaceri. E absolut ok. Adică și de cariera lui, sigur. Provine din economia reală, lucrează la o multinațională absolut respectabilă, adică nu e din zona afacerilor cu banii statului, licitații trucate și așa mai departe. Nu, e provine dintr-un mediu sănătos, ca să zic așa, economic. Deci n-ar fi o problemă. Ba mai mult decât atât, ar fi, până la urma urmelor, chiar unul dintre puținii oameni noi care intră în politica locală. Pentru că, până la urmă, despre asta vorbim, despre partide noi care apar, dar despre aceiași oameni vechi care se rotesc între aceleași partide. Și acum știu că am să-mi ridic în cap o parte a presei care ne iubește foarte mult, mai ales pe Ștefan Ciocan și pe mine, și am să spun un lucru. Doamna deputat PNL Carmen Hărău a făcut un apel la ziua educatorului, parcă era, sau ceva, o manifestare de genul ăsta, în care erau profesorii adunați la inspectoratul școlar, înțeleg, cum că îi invită să intre în politică. Nu importă la ce partid ar dori să intre, doar să se implice în viața politică. S-au găsit suficient spălați pe creier care să spună, domne, politizarea învățământului. Păi nu despre politizarea învățământului era, că nu-i chema să facă, să le impregneze copiilor pe creier vreo doctrină, vreo siglă de partid. Dar nici nu le impunea să se înscrie la un partid ca să fie director absolut, de școli. Absolut, ci doar spunea următorul lucru, că dacă această clasă politică nu e primenită cu oameni din zona intelectualității, cu oameni din zona afacerilor oneste, din economia reală, cum e chiar acest domn Lavu, cu oameni care vin cu un plus de experiență și de minte în politica locală, nu o să avem nici când alți oameni decât aceiași pe care îi știm. Caud pe mulți, am avut comentarii pe pagina de Facebook, ăsta, iară, vă merita soarta, cine-l votează, infractorul, nu știu ce. Păi, oameni buni, singura soluție este să intre sânge proaspăt în sistem, pentru că oamenii ăștia nu se dau duș. Bun, în anul de ani, mă rog, interbelici, de maximă înflorire a României, ca să spun așa, de maximă dezvoltare a României, politica era făcută de avocați, politica era făcută de economiști, politica era făcută de oameni de afaceri, politica era făcută de dăscălimea Luca Țavencu, până la urmă. Și niciun caz nu de oameni care, din păcate, fac politică în ziua de astăzi, oameni care ajung undeva la maximum incompetenței lor în politică. Da, dar eu vreau să spun că problema este un pic mai largă. Haideți să ne uităm, că vorbea Alin de mesaje de Facebook și de astea, mai ales de rețelele de socializare, dar și de discuțiile din crâșmă de pe stradă. Dacă observați, avem 20 de ani în care progresiv s-a alimentat o poziție proastă
a electoratului față de intelectualul care face sau își exprimă voință politică. Intelectualii sunt considerați ca, cum să spun eu, ca un rău care ar veni peste ce? Că noi avem un parlament subalfabetizat, pentru că ei om cu om sunt oameni care nu merg la tribună pentru că nu pot să... Rapinizat. Dar s-a creat... Ați văzut, Liceanu trebuie ucis că uite-te ce-a spus, Pleșul ăla vezi că e cam cu aia și nu este bun că eu a fost cu Băsescu, ăsta la altul Patapievici nici nu mai vorbesc că ăla trebuie ucis în orice poziție pentru că a spus urât despre români, așa mai departe, se cultivă în mod cinic și irresponsabil eliminarea ideii de valoare intelectuală a candidatului politic. Deci eu văd, observ cu stupefacție, efectiv, cum deci un om deștept nu mai are noile trecere, partide cum, sau noile aripi sau facțiuni din partide își dispută și trag precum câinii din oaia moartă de câte o nulitate care a făcut oarește carieră cât de cât în politică, a scos capul, are o notorietate, îl recunoaște lumea pe stradă, până la, de la Cal până la Casa de Cultură. Nici măcar. Dar nici măcar. Dar nici măcar. Da, și se bat pe el și îl dispută. Sunt, se dezvoltă ranchiuni din ăsta care țin an la rând. Mi-ai furat candidatul, mi-ai luat șeful de partid, mi-ai luat pe omul care ținea în mână organizația de cartier. Adică e o bătălie pe niște oameni despre care știm, pe care îi cunoaștem. Sunt niște expirați în politica oricare, nu numai locală, în cea comunală. Dar se bat partidele pe ei. Iar că partidele nou înființate, că tocmai a scris un editorial astăzi în Glasul Hunedoarei, despre acest PSRO. Eu îi cunosc pe cei doi oameni, sunt absolut ok. Sunt prieteni cu noi, așa. Toți băieți simpatici, dar n-au nicio treabă cu politica. Sunt Răzvan și Coalin, noi îi iubim, îi prețuim. Da, mi se pare ciudat și ideea era frumoasă din editorial că vin tot felul de mandatari de ăștia de la București, în cazul de față chiar președintele PSRO. Da, nu președintele, să... nu, că președintele PSRO s-ar putea să nu. Un om care a fost o noapte președintele României, care a fost ambasadorul României în Statele Unite, știu, cred că a fost și ministru de externe, un diplomat de carieră, un om absolut onorabil, vine în Deva, Mircea Joană, vine în Deva și se așează la masă de-a dreapta și de-a stânga cu Alin și cu Răzvan, care Alin și Răzvan, cred că numai la Partida Romilor n-au fost până acum, în rest au fost la toate partidele și au înființat și au plecat cu scandal și au creat tot felul de scandaluri și de discuții și vine Mircea Joană, da? Pune ambasadorul României în Statele Unite. Se pune la masă cu ei și ne explică nouă cum el cu acești doi băieți vrea să înnoiască clasa politică și vrea să vină cu ceva nou în politică și vrea în politică oameni care să-i facă cinste. Păi nu știu la ce se referă, când zicea să-i facă cinste, probabil că să-i dea ceva de bun. Cred că i-au făcut ceva cinste. Adică mi se pare aberant. Tu, Mircea Joană, păi n-ai atâtea surse de informații într-un județ încât... Nu știu, cine sunt oamenii ăștia care stau la masă? Nu știu, sunt tare curios de mecanismul ăsta, efectiv, fizic, ca să spun așa. Cum vine el, președintele de partid, parașutat într-un teritoriu despre care nu cunoaște mare lucru și, nu știu, găsește doi băieți sau da, acum 2 ani sau 3 ani cu aceiași oameni venea și stătea la masă Dan Diaconescu. Adică... Da, s-a transformat, de fapt, aici vorbim de declasarea clasei politice românești. Ea este din ce în ce mai prost constituită și doctrinar și organizatoric. Dacă ați observat, inclusiv noua lege care permite ca trei indivizi care stau la masă să facă un partid, este o barbarie în orice sistem politic, dar în sfârșit, asta este. Dar dacă ați observat, când cineva vrea să desprindă o aripă, vrea să facă o chestie, nu îl interesează personalități decât în unul singur, îi trebuie să-l aibă, să-l pună, domnule, ăsta, că a fost pe acolo și îl știe lumea. În rest, se duc în teritoriu sau dau un fel de anunțuri cam cum adună ăștia băieții ăia și fetele care duc ofertele pe la blocuri. Da, da.
și zice, mă, care vrei să fii? Care vrei să fii? Care vrei să fii? Și ei fac grupulețe. Ei realizează abia mai târziu că cine e ăla, că cine e ăla, mai află. Dar zic, mă, și așa n-avem cu cine face. Am văzut un afiș, cumpăr păr, nu știu, nu mi s-a adresat, de-aia l-am și ținut minte. Eu de-aia mi-am lăsat părul loc. Dacă țineți minte, a fost la un moment dat, nu știu cine, îmi scap acum, îmi bătrânesc și eu, a fost o structură politică în România acum vreo 15 sau 20 de ani care s-a constituit prin anunțuri oficiale, frumoase, publicate în presă, angajăm oameni care să fie șef de filială, șef de nu știu ce. Păi, țineți minte? Deja da, aia deja e profesionism. Poți să verifici CV-ul, faci o chestie. Așa zis civilă, se organizează inclusiv pe Facebook. Există grupuri, există, nu știu, asocieri, să le spunem așa, de oameni cu aceeași trăire emoționale, cu același suflet, cu același ideal, care se organizează sub, nu știu, o formă din asta sectară. Dacă cumva era un, și nu, chiar nu vreau să jignesc pe nimeni, dau doar ca exemplu, era un grup care se plimba prin parc. Plimba prin parc, duminica la Simerie. Tot respectul. La un moment dat au început să se certe în interiorul acelui grup cine este șeful plimbării din parc de la Simerie. Erau doi sau trei cetățeni care își disputau întâietatea asupra acestui grup de plimbat prin parc în Simerie. E, cam așa se întâmplă și în partidele astea, că nu știau la intrare în sală. Apropo de Joana, PSRO, Alin Suciu și Răzvan Mareș. L-am întrebat pe Răzvan Mareș. Băi, care ești șeful aici? Nu știm încă, domn președinte. Îl întreb pe Suciu. Paline, cine e șeful, mă, la partidul ăsta aici? Nu știu, domn președinte. Îl întreb în conferință de presă pe domn președinte. Cine e președinte la partidul ăsta? Și el simplu zice, Răzvan Mareș, că era în stânga, asta nu știu, fiind partid de stânga sau... Deci l-a ales pe loc. Mare minune că ea știu numele. Nu, a zis Răzvan, ca să fim mai corect, da. Deci asta vreau să spun. Arbitrariu în selecția ierarhiei, lucrurile, în astfel de grupuri, cum era cel de plimbat, sau cum e un partid din ăsta, e o chestiune cu totul aleatorie. Aline, lucrurile sunt mult mai grave. Părea mai înalt. Nu, lucrurile sunt mult mai grave. Asta degenerează. Sistemul ăsta degenerează și strică toată structura socială. Pentru că democrația este dărâmată. În România nu există democrație și mi-asum chestia asta. Lucrurile sunt mult mai grave. În momentul în care apare un partid nou, apar niște oameni, de ce nu? Mareș, Suciu, dar nu numai, care sunt ținuți, hai să zicem, în lese de partidele vechi. Pentru că ei vin din PNL, au tot felul de interese, de mici afaceri cu structurile din PNL. Și atunci... Cine? Suciu cu Mareș. Din PNL? Da, Mareș a fost în PNL. PNL-iștii l-au pus director pe la... Nu știu, l-am prins pe PDD. Între timp, poi fi adormit. A fost și PNL și a fost pe PDD, a fost și UNPR, din câte știu. În fine, și atunci ei vin la modul... Și partidele mari își fac strategia. Fii atent, se înființează partidul ăla, mic. Du-te acolo, să ne punem omul nostru acolo, să controlăm noi partidul. Da, și aici o să... Și atunci fiecare partid ăsta mic care se înființează, de-aia vin oameni vechi acolo, pentru că oamenii vechi sunt oameni de încredere, are liderilor partidelor mari, trimiși acolo cu misiune foarte clară, să nu derapeze cumva și să nu devină un partid cu adevărat de opoziție. Și în momentul ăsta am ucis democrația. Dar ce poate să-și dorească un partid de genul PSRO? Probabil o să l-am invitat, dacă nu s-au supărat prea tare pe noi, pe Răzvan și pe Alin, să îmi explice ce vor ei de la viață. Adică ce vor, ce urmăresc, să încerce să bage un consilier local pe undeva printr-un oraș, vreo doi consilieri pe la vreo comună, să rupă voturi dintr-o anumită zonă și în cazul lor, evident că voturile nu pot veni decât din zona PSD, așa, sau ce anume urmăresc? Adică e puțin probabil pentru niște oameni raționali să-și imagineze că vor putea să pună primar. Nu știu, poate o să aibă candidat de primar. În mintea lor, și dacă discuți cu toți, se văd așa un fel de partid balama care să-l bage unul, doi consilieri în Consiliul Local sau Consiliul Județean și fără ei să nu se poată face majoritățile. Toți în mintea lor văd acest lucru. Dar este un vis frumos, pentru că eu îți spun de pe acum că nu vor băga nici măcar un consilier. Dar vor fi niște iepurași, pentru candidații partidelor mari, în așa fel încât, de exemplu, primarul în funcție are un număr
de voturi ale celor care îl votează tradițional, votează cu primarul în funcție. Din orice localitate, nu mă refer acum doar. Absolut. Și are nemulțumiți. Bun, dacă nemulțumiți ăștia se canalizează înspre un singur candidat și nemulțumiții sunt mai mulți decât nucleul dur de alegător, primarul în funcție cade. Corect. Și atunci, interesul primarului în funcție este să plătească, să, când spun plătească, neapărat să le dea bani, dar diverse alte avantaje materiale unor candidați de genul ăsta susținuți de partide, care să vină să rupă cât mai multe voturi din masa aceea a nemulțumiților, în așa fel încât candidatul principal și contra candidatul principal să nu facă mai multe voturi decât are el în nucleul dur. De fapt, ăsta este calculul foarte simplu. Da, și atunci, corect, o să vedem, și atunci o să vedem aruncați în lupta electorală o grămadă de iepurași de genul acesta, unii care vin pentru un candidat, ceilalți care vin pentru alt candidat, care, din nou, diluează extraordinar ideea de democrație, pentru că, fiind votul din primul tur, o să avem situații în care, o să iasă primari cu 10, 15, 20% din voturile electorale, aici, ceea ce este total irelevant. Total. Și aici cred că e un blat care își arată efectele, blat de pe vremea USL-ului, care își arată efectele și astăzi. Să alegi primarii dintr-un singur tur, în primul rând, oferă primarilor în funcție un avantaj care poate fi decisiv în multe cazuri. Da, dar și dezavantaj. Dezavantaj în anumite cazuri. Dezavantaj vine la surprize. În acolo dar e vine la surprize. La surprize. Acolo, acolo e dezavantajul mare. Dar știți cum, eu acum aveam în minte o imagine plastică, acum alegerile astea vor fi, cu toate grupulețele astea, vor fi ca și cum se fac două vile mari, care stau numai până ăștia încă becurile, înșurubează becurile, ăștia fiind partidele mari, și o grămadă de cărămizi purtate de niște indivizi pe un câmp. Ei toți ar face fiecare câte o casă, dar n-au decât câte o cărămidă. Și atunci ce să facă cu cărămida aia? Ori se duc și eu dau ăla care pune becuri și zice, lasă să ai și tu o cărămidă pentru beci, ori să apucă să arunce cu cărămizi în vila ăla care nu-i place. Mai pe înțelesul discuției noastre, pur și simplu se desface și ideea de politică angajată. În mod normal, exact cum spune Alin, bun, fac un partid, dar eu trebuie să am niște ținte, să știu că pot să fac un minimum de barem. Nu știu, unii politic. Poate să plictisesc acasă, efectiv, poate și asta, poate... E nu vreau că se plictisesc acasă. Eu cred că Alina, eu sunt când văd câte un partid, fie, da. Când văd câte un partid nou, parcă văd, stai la supermarket la casă, e coadă și se deschide, vine la aici, haideți și la casa 2, că am deschis și casa 2. Și atunci ultimii de la coada aia, care e clar că durează până ajung, se duc repede la casa 2 să fie primii acolo. Cam așa văd eu apariția da, acestor noi partide. Asta este valabil, mai ales s-a observat unul ca Tăriceanu. Nu suportă să piardă locul întâi. Când a pierdut locul întâi în Partidul Național Liberal, în loc să muncească la puterea partidului dintr-o poziție a doua, pentru că nu pleca mai departe, el a preferat să rupă. Dar nu e vorba de Tăriceanu, e vorba pentru de tot. Interesele, păi l-am luat. Petre Roma a rupt PSD-ul. L-am prins acum ca exemplu. Toată lumea când e pentru că au câte un individ care crede că el trebuie să fie liderul. Și el nu poate fi lider decât dacă își trage așa un grupuleț în care toată lumea îi spune, ei, dar problema este alta. Ați văzut când a fost USL-ul? În mod normal, un partid politic într-o democrație întreagă la minte, nu cum e a noastră, nu poate să gândească decât să meargă la o bătălie să câștige un 55-60%. În niciun caz nu merge la 80%. Pentru că dacă merge la 80%, care asta fiind visul USL pe care eu l-am spus atunci, ăla e visul comuniștilor. Să iei majoritatea, să iei total. Deci de obicei un partid, ați văzut cum în democrațiile mari, vrea să ia 55-57. Dacă a ajuns la 57 deja e un învingător puternic. Sau să ia 46 și să aibă 2-3 aliați cu care să facă 60 sau 55. Dar la noi visurile sunt și la ăștia mici când îi aud, ei au 3 membri, s-au format alaltă ieri, dar vor să ia 10%. Păi, de unde, fratele meu? Mă rog, lumea e evident dezamăgită de toată această clasă politică aflată într-o continuă îmbinare și dezbinare, așa încât toată lumea a fost cu toată lumea, toată lumea s-a rupt de la toate partide, sunt foarte puțini cei care au fost consecvenți într-un partid
Era amuzant Mircea Muntean ieri când spunea, nu domne, eu am fost eu de la ALDE, deci eu vin de la ALDE, doar că ALDE s-a transformat peste noapte, au trecut liberalii de la ALDE. De ce vorbea? A spus chiar că aia sunt singurii liberali. Iată că această confuzie de nume între grupul liberalilor europeni și formațiunea românească ALDE, da? ALDE e... A știut să speculeze domnul Mircea Muntean. E această continuă combinație între elemente arată ca o ciorbă din aia în care baie păstrnacul deasupra, clocot așa, baie morcovul deasupra, ba mai vine țelina și în fond sunt aceleași legume în aceeași oală. Deci de asta spuneam, dacă actuala clasă politică nu se infuzează cu prospătură, să-i spun așa mai pe direct, și eu unul nu am văzut oameni noi intrând în politică. Unul la mână, pentru că politica are o reputație foarte proastă. Doi la mână, pentru că avantajele materiale pe care le obții de pe urma intrării în politică par a fi tot mai riscant de obținut. Nu că n-ar exista, dar devin tot mai riscant de obținut. Și atunci oamenii serioși preferă să-și facă o carieră profesională, să-și vadă de treaba. Eu am văzut oameni serioși, eu am văzut oameni serioși și nu neapărat atâta oameni serioși, cât oameni de bună credință și în politică. Atâta doar că nu sunt lăsați iasă în față. Aia atâta doar discuție. Că în momentul în care vin și spun, bă, hai să facem ceva și pentru oameni, li se pun bețe în roate, sunt obstrucționați, ba mai mult sunt chiar certați la partid. Cum adică vrei să faci ceva pentru oameni? Trebuie să faci ceva pentru partid. Clar. Da, pentru că partidul înseamnă un sistem economic negru pus bine la punct. Exact. Asta este. Și nici de cum unul altruist, deci care aici... să permită unui tânăr cu idealul, cu nu știu ce, să avanseze. Este un sistem economic subteran, evident, bine pus la punct. Și care este transpartinic, deci nu este numai în interiorul partidului, ci este și în legături. Pentru că, de exemplu, PSD-iștii cu PNL-iștii au relații de afaceri și se vede în voturile în consilii locale, în astea de-a lungul timpului, indiferent că sunt adversar politic pe marea scenă. Sau puterea opoziției, ei afacerile lor și le cultivă împreună. La ora actuală, de fapt, relațiile politice sunt bine în zona de afaceri. La ora actuală, de fapt, partidele sunt conduse din umbră de oameni de afaceri cu interese economice care ia spun, bă, tu azi ești în opoziție, tu azi ești la putere, tu azi ești prieten cu ăla, tu azi te împași cu ăla, te ceri cu ăla. Care fac diverse combinații și mută exact ca pe niște pioni pe tabla de șah, fără nicio remușcare. Ca să-și vadă ei de interesele lor economice. Ați văzut cât de ușor renunță la unul care nu mai e folositor. Iar mai mult de atât, adevărații oameni de afaceri, adică, mă înțelegeți, cei care își permit să facă acest lucru, finanțează și o parte și cealaltă. Sigur că da. Așa încât să reducă... Și poate riscul. Poate de aceea observăm că în ultimii 20 de ani, au fost 5 ani, primii 5 ani în care încă mediul de afaceri românesc bâșbăia, dar în ultimii 20 de ani agenda publică a primăriilor marilor orașe și a județelor sunt făcute de firmele de construcție și în niciun caz de nevoile populației. Da, fără discuție. Avem acum o să luăm o pauză de publicitate, după care revenim și în a doua parte a emisiune, pe lângă a vă mai arăta câteva imagini despre ce s-a petrecut astăzi pe la conferința de presă ținută de UNPR cu excluderea celor doi și nu numai, vă vom ruga să intrați în direct prin telefon cu noi și să ne spuneți care este opinia dumneavoastră despre actuala clasă politică, despre politicienii pe care dumneavoastră i-ați trimis în Parlament, despre o posibilă comasare a alegerilor locale cu cele parlamentare, care ne spuneau domnii invocând Constituția că nu e posibilă, dar iată, se vehiculează această idee, sau poate nu mai e nevoie să mai avem alegeri deloc, sunt foarte buni cei pe care i-am ales, că știți cum e? Discutăm despre politicieni, deși mai bine am discutat despre Bianca Drăgușanu, care înțeleg a făcut o vizită extrem de importantă la mall-ul deschis în Deva cu fostul soț sau soțul actual, nu sunt foarte la curent, Victor Slav, au fost în mall, s-au fotografiat oamenii cu ei. Ăsta e subiectul pe care l-am auzit pe stradă și nici de cum că ar fi trecut Maria Munteanu de la PNL la ALDE.
Deci despre asta discutăm. Dacă vrem să discutăm despre Bianca Drăgușanu, putem să o facem. Dar după aceea se umple Facebook-ul și comentariile de pe site-uri de nemulțumiți care spun ne merităm clasa politică. Bun, ăștia care sunt în momentul de față sunt tot votați de noi toți care am mers la vot. Dar să privim și spre anul viitor, că e an electoral, și să începem să ne întrebăm și să-i selectăm de pe acum pe cei care zicem noi că ar merita să fie aleși în comunitățile locale, în Parlamentul României. Că de ei depinde până la urmă, vrem, nu vrem, viața noastră de zi cu zi, de aia vorbim despre ei. Nu că ne-ar fi interesat foarte tare de Alin și Răzvan, ca să dau un exemplu așa. Repet, sunt prietenii noștri, nu mă iau de ei personal. Era un exemplu generic. Publicitatea, așadar, și ne întoarcem în a doua parte cu telefoane de la telespectatori. Ne-am reîntors în direct despre cu o discuție despre politică. Invitați Ștefan Ciocan, senior editor Glasul Hunedoarei, Volodea Macovei, redactor la, pe partea politică la Ziarul Hunedoreanului. Spuneam că în partea a doua a emisiunii vom avea telefoane de la telespectatori. Puteți să folosiți de asemenea pagina noastră de Facebook, pagina de Facebook a emisiunii. Se cheamă Ediție Specială, aveți adresa acolo. Domnul Mareș Răzvan a folosit cu succes pagina de Facebook a Ediției Speciale și spune domnia sa așa. V-am spus că suntem prieteni. Salut, Alin. Ca între prieteni. Salut, Alin. Vreau să fac câteva clarificări asupra celor enunțate de distinși tăi invitați. Nu am fost, unu, nu am fost angajat niciodată de vreun partid în nicio funcție de director. Bine. 2. Am fost înlocuit la PPDD cu 2 luni înainte de alegeri, în condițiile în care aveam 68 de organizații înființate. 3. Am fost numit președinte PSRO în urma mai multor discuții avute cu domnul președinte Mircea Joană. De-aia îl cunoșteam. Oare faptul că vrei să te implici și să nu stai pe margine este o crimă? Mersi mult și aștept o invitație pentru a clarifica toate aceste aspecte. Mersi mult. Nu, evident că nu e o crimă, ba mai mult. Pledam aici pentru această implicare politică a... E drept că noi pledam pentru implicarea politică a unor oameni noi, proaspeți în sistem. Da, orice implicare politică, până la urmă, e bună dacă ea are premizele unei construcții sănătoase. Deci nu, așa... Da. Ok, nu e o crimă să te implici, dar implică-te pe un traseu, adică în momentul în care tu sari din stânga în dreapta, sari de la un partid de bufoni. Până la urmă trebuie să lămurim lumea că noi discutăm despre, dar încercăm să lămurim un principiu. Nu avem ceva special cu cineva anume, dar sunt câteva principii care conduc politica asta a lumii de sute de ani și care la noi sunt încălcate sistematic. Sunt în așa fel încât politica românească a devenit o combinație greu de dibuit, în care vorba lui Alin nu știi de la un minut la altul ce se întâmplă. Habar nu ai ce o să fie mâine sau peste jumătate de oră. Da, vorbeam despre primarii care sunt de necontrolat. Da, vă mai spun numărul de telefon 0354-738-888. L-aveți afișat acolo destul de mic. Nu prea se vede, e tarif normal, nu luăm cu suprataxă. Vorbeam despre ce se va alege de primari în alegerile locale viitoare. Respectiv, dacă partidele își pot securiza acești primari în interiorul lor. Pentru că, cel puțin în momentul de față, există o mare vânzoleală politică subterană deocamdată. Multe partide, toate cred, curtează primarii aflați în funcție. Le propun diverse variante de colaborare, le promit fonduri dacă vor ajunge la putere, dacă vor obține eventual președinția Consiliului Județean și așa mai departe. Cei mai mulți dintre primari apucă să și promită că da, facem treaba împreună. Vin alții, la fel le promit. De fapt, pentru primari
e extrem de simplu. Primarii nu urmăresc altceva decât să mai câștige un nou mandat. De la ce partid? Părerea mea este că se vor orienta chiar pe ultima sută de metri, asta însemnând două, maxim trei luni înainte de alegeri. Legea le permite cu șase luni înainte să treacă la un alt partid fără a-și pierde mandatul, dar nu vor face acest lucru cu atât de mult timp înainte, dintr-un motiv foarte simplu. Pentru a nu da timp contracandidaților, să găsească un candidat care să-i pună probleme. Exact. În momentul ăsta, toată strategia pe care o observăm la primari, indiferent că discutăm de primarul Deve sau de primarul de la Bătrâna, nu este aceea de a demonstra că poate să facă ceva pentru comunitate, ci aceea de a-și anihila potențialii contracandidați. Și atunci, sigur, ei joacă și promit tuturor, le adorm vigilența, în așa fel încât partidele, să zicem, din opoziție, să nu găsească și să nu iasă cu contracandidați puternici. Și părerea mea este că foarte puțin primari își vor schimba partidul. Le vor adormi vigilența celor care ar putea să îi contracandideze. Eu aș spune un lucru. Trebuie să înțelegem că există două categorii de primari. Sunt primarii extrem de puternici care au electoratul indiferent de partidul la care se duc. Și au electoratul undeva la 70-80%. Ei sunt câțiva și în județul Hunedoara, noi știm. Și strategia lor este mai ușor să jongleze cu partea politică. Ați văzut foarte bine că au fost primari foarte PSD-iști care au devenit foarte peneliști, dar așa număr chiar mare. Dar erau primari care chiar nu au avut nevoie în mod uriaș de susținerea partidului, cât s-au gândit foarte bine care sunt beneficiile pe termenul mandatului în momentul în care se pun într-o poziție alături de șeful Consiliului Județean sau în altă poziție da, avem exemplu clar Ilia, da? Primarul în funcție cu trei luni înainte de alegeri s-a hotărât să candideze independent și a luat toți consilierii care erau cu el în partid, i-a băgat la partidul lui Becali la noua generație. I-a băgat la partidul lui Becali și a băgat din 11-9 consilieri pe noua generație, PNG. în Consiliul Local. Da, acum plus că a câștigat el cu 80% ca independent. Spun. El are electoratul lui de exact. Individ. Deci ei acum sunt curtați, ei sunt regina balului, sunt curtați. Da. Nu ei au nevoie de partid, cât are partidul are nevoie de da, ei, evident. Păi, bun, și proști să fie să-și ia voturile să le pună la dispoziția unui partid. Când poți să câștige independenți. Băi, chiar eu nu cred că e așa de simplu, pentru că de data asta va fi complicat. De ce? Până acum, structura de conducere județeană era previzibilă. Acum, începând de la alegerile de anul viitor, ce se va întâmpla? Nu mai are treabă primarul de localitate cu Consiliul Județean. El tot așa banii va gândi. Banii vin tot pe formulă, direct de la buget, împărțiți de Direcția Finanțelor Publice. Nu sunt convins că nu va fi așa. Chiar și mă gândeam ieri, ascultându-l pe Mircea Muntean, când spunea că dacă Laurențiu Nistor vrea să ajungă șef la Consiliul Județean, nu va putea decât cu el. Pentru că el, Mircea Muntean, ar băga atâția consilieri județeni încât exact. Să determine. Și mă gândeam că afirmația lui nu decisiv. Este groaznic de gratuit. Are ceva, probabil că ceva, își face, ceva adevăr în, își în face și acest calcul. Depinde ce obiective își propun la partid. De exemplu, am aflat foarte recent care a fost istoricul desemnării actualului primar al Devei, Petru Mărginean, pentru funcția de candidat la primăria Deva. Atunci era acel monstru numit USL, în care, evident, negociau trei partide marșilate, PSD, PNL și PC. La o astfel de negociere, evident, peciștii care aveau forța mediatică pentru a-și încerca să-și impună, să-și maximizeze șansele de a băga oameni fie în Parlament, fie la consiliile locale, au forțat nota la Deva. De ce? Pentru că fostul senator Dan Radu Rușanu a făcut următorul calcul. Mircea Muntean va candida la primăria Deva. Hai să le dăm ăstora candidatura la PC, să nu ne mai bată la cap la parlamentare, hai să dăm candidatura la PC, că ăsta tot pierde Petru Mărginean în competiție cu Mircea Muntean.
și ne scăpăm de ei. Nu mai au pretenții, măcar la parlamentare. Iată, calculul s-a dovedit eronat dintr-un simplu motiv, pentru că Mircea Muntean a ales să candideze la Consiliul Județean, o decizie care i-a dus pe unii cu capul în gard, pe alții cu capul în basculă. Avem un telefon. Bună ziua! Alo? Bună ziua! Bună ziua, domnul Limbena, și salut reapariția dumneavoastră pe microecran, chiar mă bucur. Salut și pe domnul Ciocan și pe domnul Magovei. Ce vreau să spun, apropo de chestia asta cu primare, bine, nu ție numai de chestia cu primare, în general, am observat că de foarte multe ori, așa gândesc și eu, e o simplă opinie. Mai în momentul în care vii la primărie, nu preiei, totuși preiei o gestiune ceva, preiei acolo niște fonduri, nu? Știți, cum eu n-am auzit odată un primar în toată România, nu vorbesc mai de Deva. Păi frate, fac un audit, că mai nou așa să spun, un audit, să văd, măi, când preiau ceva o gestiune, fac un proces verbal de recepție, nu? Așa mă gândesc că așa se face. La noi știți foarte bine cum se dă după vreo 2-3 luni, 4 luni, greaua moștenire, greaua moștenire, ceva de genul ăsta. Referitor la partidele astea, haideți să fim serioși, domnul Bena, domnul Ciocan, domnul Magovei, toate găști economice, găști, își pun niște oameni de-a lor și cei mai grav, că își pun niște oameni incompetenți, niște slugoi, aia e problema. Care se deservesc partidul așa cum trebuie, știți, pentru bănuțul respectiv și așa mai departe. E, tot e numai interese, că dacă iau, credeți-mă, dacă iau și din județul ăsta de la noi din Deva, dacă iau din 10, să zic, șefi de așa de partide și întreb, dacă întrebați dumneavoastră două articole din statut, habar n-au, eu sunt fer convins de lucrul ăsta. Fără discuție. Ce partid liberal? Fără discuție că așa se întâmplă, evident. Eu așa consider. Și apropo de chestia asta, știți foarte bine, să ne lase cu vrăjeala asta pe televizoare, că să ceartă, că bla bla ori. Că de fapt e tot o vrăjeală ieftină pe televizor și în spate știți cum e, și îmbrângă cozile, mult mai departe cum a fost chestia asta, bine a spus, chestia asta, umplutura asta cu USL-ul. Ce-a votat lumea în 2000 când a fost și cu ce s-au ales după 2-3 ani? Hai să fim serioși. Și închei, vă doresc mult succes la emisiuni. Vă doresc mult succes de emisiuni și apropo de Deva, domnul Bena, devenim toți. Nu știu, nu știu, că, nu știu că parcă e din Bradul sau. Domnul Macovei, nu știu. Așa, domnul Bena, în Deva asta, uitați-vă și dumneavoastră, de atâta, de 25 de ani. Haideți să punem bun, cum a spus dumneavoastră, ea 5 ani de la început. Ok, domnule, dar de 20 de ani. Am vopsit, am spuit bănci, parcuri, borduri. Domnule, dar o lucrare de amploare ați văzut să facă în Deva. Un pasaj, domnule. Țineți minte și pe Mircea. Mata m-a aburit de cap cu pasajul ăla spre Grigorescu sau nu știu unde vrea să facă, parcă pe tine aferată. Dom'le, ne-au nebunit de cap. Așa și acum. Iar o dăm pe vrăjeală cu trandafiri, cu, nu știu, și cu ce lucrările astea care se fac. O să vedeți și aici, că deja am văzut că sunt probleme. Ba, s-au întârziat, ba, nu se predă la timp. Iar o să fie discuții, că n-au făcut ea, că n-au făcut ea. Și în încheiere vreau să înainte de a vă ura o emisiune plăcută în continuare. Un singur citat celebru, cred că știți, al lui Petre Suțean. A făcut pușcărie 13 ani pentru un popor de idioți. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim și noi pentru telefon. E exact dezamăgirea aproape comună tuturor cetățenilor când se referă la clasa politică, dar întrebarea e ce e de făcut. Fără politicieni, fără partide politice, nu există un sistem democratic parlamentar. Că și dacă moșii în roată, când a fost, să spună cuvântul acolo, a devenit tot politician până la urmă. Fără asta nu se poate. Ce putem să facem noi? Nu știu. Am impresia că soluția ar fi, pe de o parte, intrarea unor oameni valoroși în sistem, pe de altă parte, susținerea unor politicieni valoroși care există. Puțin, dar există. Punctuală, indiferent de partid. Da, eu cred că asta este, până la urmă, soluția dacă te referi la ce ar trebui să facem noi, presa și societatea civilă. În măsura în care societatea civilă nu este la rândul ei controlată politic, pentru că dacă stăm să analizăm puțin ce se întâmplă la nivelul societății civile, o să vedem că sunt din ce în ce mai puține voci de bună credință și voci care, într-adevăr, exprimă opiniile și susțin problemele oamenilor și apar tot mai multe voci în societatea civilă care sunt controlate politic. Da, eu aș vrea să spun apropo de ceea ce spune ca și în presă de altfel. Ca și în presă de altfel. Presa
ar trebui, are un mecanism extraordinar pe care îl poate folosi, și anume acela de a ignora nulitățile. Lucru care nu se întâmplă din diverse cauze, și nu discutăm acum problemele pe care le are presa și unde a ajuns ea în momentul ăsta. Dar presa are mecanismul ăsta de a ignora. Adică sunt tot felul de inutili, de ăștia care au gura mare și care tot dau și spun numai prostii. Unul din mecanismele prin care le elimini este să nu vorbești de el. Să nu-l bagi în seamă în prostiile pe care le spune și să-i bagi în seamă, în schimb, pe niște omulezi care chiar poate nu sunt ei cei mai mari lideri sau de la cele mai mari partide, dar ei ca personaje sunt niște politicieni cistiți, puternici și care au... Discurs la modul de principiu și spui presa ar trebui să, dar în momentul în care mai mult de jumătate din presa asta este de fapt în slujba partidelor, este de fapt în slujba acelor oameni care au gura mare și acelor oameni care vorbesc prostii, și atât timp cât acea parte a presei nu ignoră, nu poți nici tu, care să zici că ești de bună credință și încerci să promovezi valorile, nu poți să ignori, pentru că ignorându-i și necombătându-i, nu faci altceva decât să lași pe ceilalți să le facă jocurile. Pentru că la modul teoretic, într-o lume ideală, e așa cum zici tu. Da. Numai eu am impresia că există și foarte, foarte mult material de știre, de exemplu, care nu este neapărat esențial și care și sunt politicieni de ăștia care nu sunt ei foarte deștepți, dar știu un lucru. Mă, dacă zice și de rău de mine, e bine să se audă. Ba mai mult decât atât. Dacă zici ceva de bine de un politician, să te ferească Dumnezeu. Să te ferească Dumnezeu, pentru că sar ceilalți și încep să spună că ești cumpărat, că ești vândut, că... Da, s-a ajuns în situația unei... nu-mi place să folosesc acum asta, dar nu vine altceva în minte acum. E ca o vânătoare de vrăjitoare care se aplică acum pe orice om care spune despre un politician că este un tip drept, un tip bun, că a luat o decizie bună. Se practică acum, deci este vânat și în stil de cancan sau așa, este vânat informația care spune ăla a făcut așa ceva mama lui. Uite ce rău e ăla, uite ce rău era, și uite ce prost lucrează primarul cu tare, uite ce prost lucrează partidul cu tare. Nu, Alin, știu la ce te referi și am pățit amândoi, cred că aceste lucruri. Există o anumită parte a presei, și acum tăcem ca să nu le facem publicitate, o anumită parte a presei, efectiv calată pe subiecte negative, pe anumiți politicieni. Sigur, evident, aici discutăm despre o presă partinică cu opozanții acelor politicieni. Și atunci dacă ei, de exemplu, dau o știre aberantă, și știrile știți foarte bine cum le poți construi, că dacă paharul ăsta este plin sau gol, depinde cum dai știrea, poți fi negativă sau pozitivă. Deci dacă ei dau o știre negativă, trasă de păr, evident cu rea credință făcută, și tu, ca ziarist, vii și spui, dom'le, stai că nu-i chiar așa, adică eu am altă opinie despre acest subiect, dacă opinia ta nu coincide cu a lor, ești vândut, ești nenorocit, ești în slujba politicianului la care ai luat apărarea. Aici discutăm până la urmă de libertatea de opinie pe care ei o au să înjură, dar noi nu avem să nu înjurăm. Exact, exact. Așa, da. Pe mine mă amuză, este un ziar, tot așa n-am să-i dau numere, când plouă, vestea o aduce primarul, când vine soarele, vestea o aduce viceprimarul. Care sunt evident de a partide diferite. Da, am citit un text. Da, până la urmă, noi, nu ni se pare, eu m-am uitat la, mai citesc, măcar să rămân cuplat, presa care se face dincolo de zona noastră mai rămasă în urmă, și acolo există, întrebam un jurnalist francez și l-am întrebat, domne, la voi așa, tot sunt liber, și zic, nu, domne. Nu, noi spuneam, uite, de exemplu, Le Figaro, când și-a asumat pe Sarkozy, l-a pus pe prima pagină și a spus, noi îl vom susține pe acest candidat, nu știu ce. Dar ei fac lucrul ăsta simplu, direct, fără niciun fel de ascunziș. Exact. Există, este l'humanité, deci nu știu ce, care merg pe stânga. Multe gâlceve inutile în, să zic așa, interiorul Breslei jurnalistice, ar face pe oameni să fie puși în gardă asupra culorii respectivului site sau ziar sau a televiziunii. Din păcate nu putem să vorbim despre acest lucru, pentru că la televiziune trebuie să fii precum arhanghelii Mihai și Gavril, drepți. Ai CNA-ul care ți impune să nu cumva să îți pui la intrare noi susținem, deși
televiziunea cutare are, e controlată de primar dintr-o localitate, televiziunea cutare e controlată de primarul din altă localitate, televiziunea aia nu mai e controlată de un om implicat politic. Dar a fost. dar nu ai cum să-ți pui la intrare această deviză. Lumea se uită la Antena 3. Ce mai are Antena 3 cu Voiculescu? Voiculescu e repauzat pe banii statului într-un stabiliment de corecție. Nu mai e politician implicat, nu mai e, are... Bine, până la urmă ajungem la concluzia, Aline, că nu vom putea schimba noi presa, clasa politică, atât timp cât nu ne schimbăm noi, atât timp cât nu ne curățăm noi în cercul nostru. Pentru că, până la urmă, clasa politică nu este altceva decât exponentul societății românești din care face parte și presa. Da, eu am văzut ajungând presa mai rău decât clasa politică. De unde la un moment dat figura în toate sondajele de încredere pe care românii le acordă diferitelor instituții, printre primele locuri, chiar să zic primii 10, că nu te poți bate cu biserica și armata, dar figura în top 10, acum am ajuns și am destule exemple, nu știu dacă e cazul să le mai pomenesc acum, în care jurnaliștii au ajuns mai rău moral, să-i spun așa, decât clasa politică. N-aș vrea să insist acum asupra acestui subiect, că nu e. Dar nu știu dacă ar exista în presă acest, nu știu, voluntariat, acest curent de a spune clar, da, noi susținem pe cutare pe următoarele considerente. Evident, considerentele alea, cât de obiective le-ai pune tu în grilă, au o notă de subiectivitate. Până la urmă nu e nimic rușinos să susții una, da, din părți. Exact. În momentul în care o faci cinstit, deschis și argumentat. Ba este, Volodea, pentru că părțile astea sunt atât de murdare toate, încât este chiar rușinos să le susții. Și ajungi în situația în care trebuie să susții oameni de valoare din toate părțile. Cred dacă asta, cred dacă asta vrei să schimbi ceva în clasa politică, atunci nu poți să pui pe frontispiciul ziarului că susțin o parte, ci că susțin oameni, exact, de valoare. Refeream cu nume aici, și pe nume, aici pe persoană fizică. Să pui că îl susții în momentul în care chiar o faci, ca să nu mai stai în ilegalitate făcându-o atât de agresiv. Adică dacă tot îl susții, nu, pe... Eu stau și întreb acum, ce credibilitate mai poate să aibă un de ce ziar? Să mă ascund? Îl susțin pe Vasilică și nu-mi place de Gheorghe. Ce credibilitate mai poate să aibă un ziar sau un site în care, evident, din 20 de subiecte, 18 sunt negative la adresa unor primari sau unor parlamentari sau unui partid și două sunt pozitive la adresa altora. Marea problemă e că dispare altceva din jurnalistică de politică. Avem un telefon, da. Vă întreb puțin ca să nu ținem pe telespectator foarte mult la telefon. Bună ziua! Bună ziua, dumneavoastră și invitația noastră. Am urmărit emisiunea. Ceea ce eu m-am convins de ani de zile se adevărește în continuare pentru politica românească. Domnule, eu mă pun întrebarea. Consilier local la Hunedoara e Voichițoiu? Sau este generalul? Iată, nu, dar... Întrebare pe care am pus-o și eu, da. Exact. Ăsta este, domnilor. Vă mai întreb o dată și pe dumneavoastră, cum i-am întrebat pe mai mulți parlamentari. Să arate fișa postului lor. Ce au ei de făcut? De ce îi toare în fund localitățile prin administrația publică locală să-și rezolve problemele? Pentru că ei, în fond, trăiesc pe spatele nostru și nu dau niciun ban. Acesta este adevărul. Parlamentarul este pus la București să facă legi. N-are ce căuta în administrația publică locală. Da, el, printre altele, și președintele acestui partid. Nici partidele nu au ce se introduce, domnul Bena. Nici partidele, pentru că partidele nu dau niciun leu la administrația publică locală. De această cauză România a rămas în urmă, pentru că nu se poate dezvolta la nivel local, prin oamenii pe care îi pune acolo sus. Dar nu ei să-i pună, ci vreau să vă mai spun încă ceva și am să pledez pentru asta până mor. Vreau
să am dreptul eu ca cetățean care îi plătesc de acești oameni, ca să nu spun cuvinte urâte care despre dânsii, și și mai jos de politicieni, și la local, îi plătim pe ei să ne facă viața mai bună în orașe și în comune și în municipii. Nu se sugă, ne-am săturat de acest lucru, de-aia țara asta a ajuns unde a ajuns. Și multe lume spune acum, treceți vă rog prin oraș și prin parcul să vedeți ce spune lumea, că orânduirea comunistă a fost societatea cea mai bună pentru națiunea română. De ce? Pentru că într-o societate care are disciplină și ordine, rezultă democrația și creșterea nivelului de trai. Ori unde vezi acum orașe și municipii și în țara asta care nu mai vezi o talpă de oameni al Ministerului de Interne și se întâmplă devalizări, parcuri, mobilier stradal pe timp de noapte, nu mai vezi nici poliție locală, nici poliție centrală. Dar să cer, domne, să ne angajăm cu sutele de mii, bani să ne dați suta de milioane pe lună. Și un miliard la fiecare să le dea pe lună și tot fură. Și tot fură. Da. Pentru că, ei fiind la putere acolo sus, nu există o lege sfântă. Ăla care a pus mâna pe banii statului să aibă închisoare de la 25 de ani, fără să aibă dreptul să fie posibilitatea să vină mai repede de 25 de ani în libertate. Și atunci știe că 25 de ani îi stă după gratii dacă a pus mâna pe banii poporului, a oamenilor, ca să nu folosesc termenul ăsta dinainte. Da. Asta aș vrea ca presa românească să mediteze, să nu mai văd consilieri pe liste de partid, sau dacă sunt pe liste de partid, să-mi dea mie voie, cetățean, să-l votez pe ăla care e ultimul, care eu cred că îmi face mie legi bune, sau administrație publică locală. Nu să-l fac pe votez, să zic PSD-ul, pe primii 10 sunt aia care sunt oamenii lor de acolo și au sponsorizat, și aia bun de la coadă, niciodată n-ajung. Păi așa sunt alcătuite listele la partid. Știu că așa se îngrămâna, eu știu, dar acesta trebuie să dispară. Să dispară. Păi uite, să stăduiesc niște domni să mai modifice... Potim? Să stăduiesc niște domni să mai modifice legile electorale, dar nu acolo e problema. Problema este că exasperarea asta a dumneavoastră, pe care vă simt din tonalitatea vocii și din ceea ce ne-a spus... Doare rău de tot de 25 de ani. Da, exasperarea asta a cetățeanului în raport cu clasa politică împinge la atitudini tranșante, extremiste chiar, de genul a spune că, mă rog, societatea comunistă a fost mai bună. Oamenii la asta au ajuns, concluzia asta au ajuns. Vă mărturisesc că uneori și doar limitat v-aș putea da dreptate. Da. Vă mulțumesc pentru telefon. Presa a încercat să meditați, să ajutați această țară să ne mișcăm mai repede față de... Niciodată. Noi suntem în Europa? Oare suntem în Europa? Oare suntem? Nu știu. E o întrebare, cred că, pe care și-o pun și imigranții sirieni. Da, când încep să plângă, aflând că au ajuns în conduce România. Guvernul, domnul Bena, mai alaltă ieri am văzut guvernul, sau ieri, aveau grijă de imigranți. Dar noi nu avem grijă de oamenii noștri să le facem lege la aia care ne trimit o grămadă de bani în țară, de 3-4 milioane din exterior, să le facem lege să aibă dreptul să, egal cu mine, din țară, să voteze. Da. Și aici devine și PNL-ul, că aflu acum, văd pe postul de televiziune centrale, văd votări de acum vreo 7 luni de zile în care și PNL-ul a votat împotrivă. Aproape că ne-am pus de acord că n-are rost să mai vorbim despre partide, ci să vorbim despre oameni care merită susținuți sau nu. Dar nu avem ce face noi, domnul Bena, pentru că e acolo sus, e la ei pâinea și cuțitul. Marea problemă a telespectatorului și numai marea problemă reală a societății românești este că te duci în ziua votului la vot și n-ai ce alege. Candidatul ăla pe care îl vezi tu, candidat bun, nu-i acolo, nu-i pe liste. Exact, sau e la coada listei, cum spunea domnul. Da. Te duci acolo, efectiv, și nu ai ce să alegi. Și atunci ai intenționat fac acest lucru. Și atunci ai două variante. Ori nu te mai duci la vot, care nu este o opțiune. Pentru că nu e o soluție. Au făcut în așa fel. Și într-o variantă și într-alta, tot ei câștigă. Categoric. Absolut.
Asta și atunci ce facem? Ce facem? Ce facem la nivel național? Haideți e să nevoie de o nouă, e nevoie de o nouă rebeliune? A, nu, în niciun caz. Eu cred și că putem... ce facem? Dăm așa și ies în bogătesc? Deocamdată lăsăm DNA-ul să facă, pentru că face bine ce să face. Să dea Dumnezeu! Să dea Dumnezeu! Și după aceea mai vedem. Eu cred că astea ar fi cele două căi. Să intre oameni valoroși în sistemul politic și să și răzbească, pentru că degeaba intră și sunt ținuți sunt înghițiți de bătrâni de acolo. Exact, pentru că acolo sunt niște sisteme osificate și, precum spuneam, nu e societate binefacere partidul. Te duci acolo, intri într-un sistem care, dacă te poate folosi, te folosește, dacă nu, te ejectează urgent. Doar dacă folosești la ceva și te folosește și mai mult și mai mult partidul cu pricina, poți eventual să avansezi. Altfel, președinții de partide, toată structura de putere din absolut toate partidele, nu are niciun interes să se lase penetrată de vreun om de oameni de valoare, exact. Au nevoie de yes men, de oameni fără personalitate, care să se supună disciplinei, așa zise, discipline de partid. Dacă nu, eject. Da, domnilor, exact. Vin alegerile locale, ați vorbit de alegerile locale, și parlamentare. După părerea mea, cine dorește să le unească, într-adevăr este ceva câștig la bani pentru care sunt alocați pentru alegeri, dar atunci va fi mai mare confuzia. Da. Mai mare va fi confuzia atunci. Va fi o cum zice românul, o zamă de aia de nici nu știi ce gust are. Da, bun. Asta este situația și ce aș recomanda eu cetățenilor acestei țări pentru alegerea primarilor. Domnule, sunt 25 de ani. De 25 de ani am avut, să zic, 6 primari, 5 primari, că au fost atunci la Revoluție cu o jumătate de an și se face schimbarea. În 5 primari, 5 ori 4, 20. Domnule, alege pe dacă candidează din ăia care mai candidat. Analizează tu, cetățean, pe fiecare în parte ce-o făcut. Nu de la ce partid vine. Ce-o făcut pentru că ăla mai poate face. Da. Bun, vă mulțumim pentru telefon. Avem și mesaje pe pagina de Facebook a emisiunii, ediție specială. Și aici încep deja bârfele, ipotezele și despre care poate vom apuca să amintim întreagăt. Domnule Bena, dacă Mare și Suciu sunt puși acolo de către Mircea Muntean, care le este și prieten, așa circulă vorba prin târg. Și dacă ne trezim că își pregătește un partid, analizați unde mai poate merge, la ce partid. Deci e genul de speculație? Da, e posibil ca Mircea Muntean să-și pregătească un partid în ipoteza în care PSD-ul nu îl susține și vom afla acest lucru azi, mâine, bănuiesc, după ce dacă va avea loc întâlnirea. Dacă vrei să ții un pariu, eu spun că nu-l va susține. Că PSD-ul nu-l va susține. Da, era și ipoteza mea și aduceam și argumente în acest sens. Va fi interesant însă atunci cu ce candidat de fațadă va ieși PSD-ul până cu o lună, două înainte de alegeri. Am primit o informație că ar fi vorba de fratele lui Dacian Lavu, unul de Dacian Lavu, și probabil că atunci omul nu știa despre ce e vorba. Da. Ce vreau să spun fratele Dacian Lavu, adică ar fi un posibil candidat din partea PSD-ului. Da, da, da. A, despre el ar fi fost vorba. Despre el ar fi vorba, despre Dacian Lavu. În fine. Ce vreau să spun. Haideți să ne uităm, da. Să ne uităm ce se întâmplă. PSD-ul este pus în situația la Deva să nu aibă acum candidat. Deci Mircea nu prea e dorit, că și șefii spun așa, nu știu ce. Deci ei, forța politică care vrea anul viitor să câștige, județul Hunedoara, că asta e... Dacă vrea. Asta e viză, nu știu ce. Dar ei nu au pregătit pe nimeni. Probabil, nu știu, am înțeles că ar fi existat discuții inclusiv cu actualul primar, poate că... Ai înțeles bine. Să-l ducă direct, da, așa, să-l ducă în spate. Deci ei sunt zis, ei, și atunci este de la sine înțeles că alimentând zvonistica se menține o stare de asta confuză, tulbure, cât mai mult timp. Este de necăzut pentru PSD, care până la urmă în județul Hunedoara, și aici nu vorbesc de numărul de primării,
la care PNL conduce detașat, ci vorbesc de votul strict politic pentru PSD. Singurul județ roșu din Transilvania. Singurul județ roșu din Transilvania. Este de neconceput ca un partid cu acest potențial brut al acestei forțe brute care susține în continuare PSD-ul să nu anunțe cu mai puțin de un an înainte de alegerile locale, să nu anunțe candidatul de primar pentru municipiul Fanion, municipiul reședință de județ, beneficiind de toate avantajele mediatice ale acestui anunț. Îl scoate în presă, Hai să imaginăm un scenariu. Adică nu se crește un PNL-ul, PNL-ul decapitat, pentru că PNL-ul este decapitat. PNL-ul la ora actuală se zvârcolește ca o găină la care s-a tăiat capul și mai dă de două ori din aripi până să moară. Și are două aripi. Deci are din ce să dea. Nu, are PD-ul și, și PNL-ul. Deci, comparația nu este forțată deloc. PNL-ul decapitat în momentul ăsta, există un blat din ce în ce mai evident între actualul primar Adeve și PSD. Actualul primar Adeve îi pune la dispoziția PSD-ului toate structurile media de care dispune pe persoană fizică. PSD-ul beneficiază de ele și își poate face campanie la nivelul întregului județ. În urma acestui blat, PSD-ul câștigă județul Hunedoara. Județul Hunedoara rămâne un județ roșu, da? Câștigă Consiliul Județean, pierde cu o pierdere asumată, pierde Deva, da? În Deva câștigă primarul Petre Mărginean, în momentul în care în PNL va trebui să se întâmple ceva. Ce se întâmplă în PNL? Junele Țâmpău va fi la rândul lui dat deoparte pentru că n-a reușit să câștige județul și a avut toate proaste în alegeri. Și în locul Junelui Țâmpău, cine vine pe un cal alb, câștigător a primăriei Devei, mare liberal, votat de oameni și legitimat prin votul popular și preia partidul PNL, actualul primar al Devei, Petre Mărginean. Deci dacă conducerea PNL-ului nu înțelege că acest scenariu este nu numai posibil, este 99% realizabil, și nu ia măsuri, da, e matematic și logic posibil. Da. Și nu ia măsuri din timp să blocheze acest blat, eu îi spun Junelui Țâmpău că alegerile parlamentare nu o să-l mai prindă. Bun, dar ce ar putea să facă pentru a bloca acest blat? Să îl forțeze pe Petru Mărginean să... Nu, Alin, trebuie să facă declare altceva. Că nu are nicio înțelegere cu PSD-ul. Păi el însuși e rezultatul unui blat între PNL și PSD. Ei sunt politicieni. Adică în USL. Da, ei sunt politicieni, ei sunt băieți mari, ei le știu pe toate, ei n-au ce învățat de la nimeni să-și găsească ei soluția ce să facă ca să anihileze acest blat. Da. Noi venim în urmă cu câteva analize care durează de prin decembrie anul trecut. Durează. Vin analize care încearcă să-i trezească pe cei de la PNL-ul ăsta cu nedorea și să le spună un lucru. Cu cât prelungesc starea de interimat care s-a creat după momentul decembrie 2014, cu atât va fi mai rău. Și așa au ales cea mai proastă variantă, pentru că acum n-am nimic cu persoana în sine, dar Bogdan Țâmpău nu este un lider carismatic pentru organizația asta făcută din oameni mai soliduți și legați altfel între ei înainte. Pe el nu o să-l ascurte nici unul, nici celălalt din cei care fac parte din Consiliul Executiv a Liberalilor. Și atunci ce se întâmplă? Se întâmplă ceea ce spunea, nu că îi dau un credit special, dar ce spunea, conține un mare adevăr, ce spunea Marian Munteanu în declarația, în emisiunea ta de ieri, când spunea, domne, acolo unde nu conduce nimeni și fiecare conduce, nu se poate. A fost o observație foarte corectă asupra ceea ce se întâmplă în PNL Hunedoara, care va pierde un capital uriaș câștigat în mai mult într-un deceniu. La ora actuală PNL-ul are majoritate în... Și nu fac nimic. Are majoritate în Consiliul Local, da? Ori ei, în momentul în care vor să-l frâneze și să-i spună lui Mărginean stop, din momentul ăsta joci cu noi, au această pârghie a Consiliului Local să-l frâneze, să-l blocheze. Și există pârghile organizatorice prin care să-și pună din nou structura pe baze solide și să aibă... Dar atâta timp cât ei, decizie, ca decizie politică, nu reușesc nici măcar să schimbe șeful poliției locale, după ce o femeie a fost omorâtă în centrul Devei, sub ochii poliției locale, după ce Deva colcă de cerșetori. Vă dau un exemplu. Un consilier local vrea să inițieze o hotărâre de consiliu referitor la cerșetorie și în special la cerșetoria juvenilă. A cerut de la poliția locală date referitoare la
cerșetoria juvenilă din municipiul Deva. Știți câți cerșetori există înregistrați la poliția locală? Copii cerșetori? Doi. Doi. Da. Dacă cred că cei de lângă sediul poliției locale. Dacă mergi seara la Bila, găsești cel puțin șase. Nu, e vorba de un... Și aceste două probleme erau cele care tipurile dovedeau faptul că există o înțelegere, nu atât între Petru Mărginan și PSD-ul, cât înspre o structură de putere cu baza în PSD, într-adevăr, dar finanțată de la un singur izvor. Și acolo, în această structură de putere, se strâng atât politicieni, majoritatea din PSD, dar mai există și electron liber, să-i spun așa, cum ar fi domnul Costel Avram din PNL, pe care domnul Nistor l-a dus să-l prezinte, i-a făcut intrarea la Călin Popescu Tăriceanu pentru a fi primit în ALDE, în sensul că să preia organizația județeană a acestui partid. Nu s-a finalizat tranzacția, omul s-a reîntors la PNL ca și când nimic nu s-ar fi primit întâmplat. Primit cu brațele deschise și păstrat acolo ca unul dintre liderii de regiune. Electron liber foarte antrenat. Da. Dar asta zicea, acea structură de putere vrea să acapareze mai mult decât PSD-ul. PSD-ul e aproape adjudecat. Vrea să-și atragă atât pe la și atras pe primarul Devei, așa cât și zone, bucăți, oameni de casă din diverse partide, indiferent. Și atunci discutăm despre conducerea PNL-ului, da? O conducere tânără, fără experiență, pe cum să îl ții pe cost. Deci cum să ai pretenția să câștigi Valea Jiului, da? În Valea Jiului, în momentul ăsta, PSD-ul a dus lucrurile la faliment. În Valea Jiului, în momentul ăsta, se închid minele, s-ar putea să închidă termocentrala de la Paloșeni, moare totul acolo. Și totul este dus de PSD. Și cu toate astea, în Valea Jiului, PNL-ul nu reușește să puncteze electoral. Păi cum să puncteze electoral în Valea Jiului, când tu PNL l-ai avut pe Simota, lider de partid acolo, și acum l-ai pe Costel Avram. Niciodată n-au avut organizații sănătoase. Și pierzi acolo, un moment extraordinar politic să punteze acolo în condițiile în care PSD-ul distruge Valea Jiului și cu toate astea Valea Jiului se mutează PSD. Și toată presa de acolo, a servită, neaservită, scrie până la urmă același lucru, că CNH-ul de pe vremuri actuala, complexul energetic Hunedoara, a fost distrus efectiv de către sub conducerea PSD-ului, de către oameni numiți politic în acea structură economică. Și în condițiile astea, liderul liberal din Valea Jiului, Costel Avram, tace. Nu face nimic, nu punctează nimic, îi băgat, scumpește apa. Deci dacă scumpirea asta de apă, de fapt, poate fi interpretată și ca un praf în ochi aruncat electoratului ca să nu vadă ce face PSD-ul acolo. Da, problema este că politica de tip de dreapta în Valea Jiului, pe care o cunosc destul de bine, că o vreme am stat acolo, s-a făcut întotdeauna foarte strict pe principiul relațiilor economice și de subteran. Adică, vrei să-ți fiu lider acolo? Eu cunosc ăia, maestri ăia, oameni de afaceri cu tare și cu tare. Am făcut rețeaua. Vrei să-ți fac organizație? Îți fac. Imediat ți-am adus 200 de oameni aici. Îți mai aduc 200 de oameni acolo, nu știu ce. Dar eu, efectiv, politică militantă, politică prin care se explic platforme, programe și așa mai departe, sau să critic adversarii, nu fac. Ei nu fac chestia asta, exact cum spui și tu, de la Avram, niciodată nu critică acolo. De ce? Pentru că acolo este o rețea încă mai puternică de relații care pe bun. Și atunci cât de infantil să fii tu conducere, că nu numai Bogdan Țâmpău conduce acolo, PNL, având pârghile, pentru că ai Consiliul Județean în care ai majoritatea, Costel Avram stă la votul Consiliului Județean, ai Consiliul Local Deva în care ai majoritatea controlată politic, Petre Mărginea stă la mâna Consiliului Local Deva și tu nu-ți folosești aceste pârghi să-i aduci, dacă nu cumva să-i elimini pe cei doi, dar măcar să-i aduci pe calea ta. Problema nu este că nu folosesc pârghile, problema este că activitatea politică se rezumă la câteva conferințe de presă în care spunem, mâine ne punem banderole, ieri am citit în Parlament o scrisoare prin care spun că scumpirea de la 110 la 124 nu este corectă. Dacă era până la 121 era corectă, nu înțelege nimeni nimic. Așa, mai vii odată și spui, ne-am întâlnit cu liderul cutare și tu de fapt, ce activitate politică e aia? Politica înseamnă activism politic.
Vreau să vă întreb doar așa, pe final de emisiune, dacă știți cine este președintele Partidului Național Liberal Hunedoara, filiala Hunedoara. PNL, filiala Hunedoara. Da, PNL, a PNL-ului din județul Hunedoara. Din județul Hunedoara, din județul Hunedoara, din județul, din județul. Bogdan Țâmpă. Interimar. Da. Dar președinte, același pe care îl știți. E un subiect pe care îl promovează foarte mult, mă rog, zonele controlate politic și financiar din altă direcție, și anume Moloț, răul absolut al județului, ALDE egal Moloț și mai ales Moloț afară din PNL, pentru că, după cum știți și spuneai și la conferința de presă, așa e. Mircea Ion Moloț este cel puțin membru PNL, dacă nu și președinte în continuare. Asta și declarat. Este chiar... Dar păi Țâmpău are cunoscut că este membru. Membru este, dar președinte în continuare al Partidului Național Liberal și vicepreședinte la nivel național. N-a fost demis, nu există nicio hârtie în acest sens. Așadar, despre asta vorbim. Poate este unul dintre motivele pentru care PNL-ul nu se poate organiza sub noua conducere, care nu are legitimitatea morală, cel puțin, sau capacitatea, nu știu, fizico-intelectuală de a organiza acest partid. Poate fi unul dintre motive. Categoric că poate fi unul dintre motive, pentru că până la urmă treburile astea cu președinții interimari pe durată atât de lungă nu pot fi decât păguboase pentru un partid. Până la urmă, un lider este acela pe care îl acceptă grupul ca fiind lider, nu se poate impune, nu se poate numi. Un lider se impune, el se impune ca lider. Eu n-am înțeles niciodată că am atras atenția în unele texte asupra unui lucru. Nu înțeleg. De ce li se pare că mai este puțin până la alegeri? Că este mult până la alegeri? Este foarte puțin. Pentru o campanie serioasă, pentru alegeri, pentru două runde de alegeri locale, care sunt foarte complicate, și cele generale, timpul care mai este extrem de scurt în politică. Păi, de altfel, tirurile de artilerie care prevestesc intrarea în campanie electorală au început de multă vreme în presă și tind să devină din ce în ce mai puternice. Mulțumesc mult pentru participarea la emisiune. Vreau să vă mai dau o informație legată de speculațiile care au apărut după emisiunea de ieri cu Mircea Muntean prezent în acest studio, și anume speculația e următoarea. Ei bine, a avut loc o împăcare istorică. Mircea Muntean și-a dat mâna cu Mircea Ioan Moloț. Cât adevăr este în această speculație, vă spun mâine. Toate cele bune!